Cu orice risc, vreau să stabilim un date clar. Așa. Vrei să ne întâlnim sâmbătă la Gaudeamus? Sâmbătă seară. Laura, bine ai venit alături de noi. Ne întâlnim sâmbătă la Gaudeamus. Bună, bine v-am găsit. Dar ne întâlnim pe la 2:30, așa. Nu seara. Nu seara. Nu seara, da. Laura, ce faci? Bine, chiar foarte bine. Am terminat de scris volumul 3 din seria Demoni. Acum 2 seri, cred. Ai fost pregătită pentru această întâlnire, am putea spune. Da. Uite, m-ați inspirat. Laura, vreau să dăm puțin timpul înapoi și să vedem cum a început toată povestea asta. Cum ai reușit să iei decizia să ieși cumva din presă? Povestea cu scrisul, povestea cu poveștile, dacă vreți, a început înainte să ies din presă. A început în 2014, atunci am scris primul roman, primul volum din Regii Timpului. Cum? Așa? Așa. M-am uitat într-o seară, mă culc foarte târziu, nu neapărat pentru că aș fi vampir, ci pentru că asta este, așa funcționez, mă culc târziu, mă trezesc destul de târziu și cum butonam eu televizorul așa pe la 2 noapte, am descoperit un film care s-a dovedit a fi despre regele, împăratul Xerxes. Și am zis, bine, foarte frumoasă poveste între Xerxes și Estera, dar cum ar fi dacă? Ei, întrebarea asta, cum ar fi dacă, e cauza tuturor nenorocirilor, pentru că de acolo pornește întotdeauna o altă poveste. Și așa am scris primul volum din Regii Timpului, povestea unei femei din zilele noastre care ajunge absolut întâmplător în Persia Antică, unde îl întâlnește pe Xerxes, restul descoperiți voi dacă citiți, nu-i așa? De la Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, nu multe lucruri m-au mai fascinat în ceea ce privește literatura asta, care... E fantasmagoric. Altfel. Fantastică. Fantasmagoric. Așa. Adică imposibil, hai să-i spunem. De unde știi? Imposibilă. Pentru că așa zic, că e imposibilă. N-are cum să fie posibilă. Nu? Bine. Ce vreau să zic? E foarte greu de scris așa ceva. Sunt lucruri care te consumă. În momentul în care te apuci de povestit oamenilor, nu-ți vine un flow direct. Sau vine așa? Vine. Dacă nu vine, nu mă așez să scriu. Pentru mine, nu știu cum funcționează alții. Știu oameni care scriu după program. Își spun în fiecare zi, trebuie să scriu, să-mi petrec X ore scriind la cartea la care lucrez acum. Nu pot. Mi se întâmplă să am zile în care nu mă pot atinge de textul ăla. Un blocaj sau... Încerc să nu-l numesc. El e un blocaj, evident. Încerc să nu-l numesc așa. Uite, nu suntem prieteni zilele astea, nu mă apropii de carte, nu mă apropii de poveste și atunci când o să vrea personajele să facă ceva, orice ar vrea ele, atunci o să încep să scriu. Și când se întâmplă chestia asta, da, e un flow, chiar curge povestea. Și totuși, ce te inspiră? Unde îți găsești tu resurse? Nu știu, în cazul seriei Demoni, despre care, apropo, nu știam că va fi o serie, am crezut că o să fie un volum și atât, pentru care unii cititori mi-au reproșat că s-a încheiat cam brusc și cam... Li s-a putea mai mult. Iată că s-a dovedit că poate mai mult, poate încă vreo 4 volume, pe lângă primul. Am scris un text foarte scurt, un semiprolog, dacă vreți. Nu știam... Începe cu demonii ei o urmăriseră mereu, îi fuseseră mereu aproape, nu știam nici cine e ea, nici cine îi sunt demonii, nici în ce fel îi fuseseră aproape și de ce. De acolo a început să curgă povestea. Au fost lucruri pe care, nu știu, le-ai visat noaptea și dimineața când te-ai trezit, dimineața târziu. Dimineața la ora 12. Acum e dimineața pentru mine. Da. Deci dimineața târziu când te-ai trezit, ai zis, asta e, așa trebuie să continue povestea mea? Nu le-am visat neapărat noaptea. Mi s-a întâmplat să merg pe stradă să conduc sau să fac cumpărături, da, și să mă pocnească. Da. Aha, uite, trebuie să fie așa. Stai un pic să notez. Nu, nici măcar. Ce să notez? Când ai scris cel mai mult, Laura? Când? Cât ai scris cel mai mult? Cum adică? Fără să te oprești, câte ore legat? Nu știu, n-am stat niciodată să contorizez. N-ai contorizat? Nu, doar am remarcat că m-am apucat de scris, uite, dacă vrei, m-am apucat de scris seara pe la 7-8. Și când am ridicat ochii din laptop, se făcuse lumină. Bun, și totuși aș vrea să revin, pentru că pe mine mă interesează foarte tare. Cât de greu ți-a fost să ieși din presă și să rămâi doar cu această și nici să nu-ți pară rău, adică. Exact, da. Decizia de a ieși din presă... După mulți ani. După 16 ani.
începuse cumva să se coacă. Și a ajuns la maturitatea anul trecut, în august, atunci când am zis gata, a fost foarte frumos, dar a fost. Atunci când ai 16 ani, îi petreci aproape exclusiv în televiziuni de știri, chestia asta ajunge să te consume. Cu siguranță. Într-o măsură destul de mare. Cu siguranță. Dar mai lipsește și adrenalina. Pentru că televiziunea de știri vine cu informația de ultimă oră, exact în momentul. Acum, galben, breaking news, intrăm acum, exact, acum. Exact. Am trimis ceva. Acel ceva sunt două cuvinte. Da. Ce ai să vorbim despre alea două cuvinte? Da, o să revenim cu informații, o să... Strânse legătură și literatura cu povestea asta. Cu breaking news-ul din viața reală. E vreo legătură între literatură și breaking news-ul din viața reală? Sau între adrenalina pe care ai simțit-o în acei 16 ani și ce faci acum în carte, ce pui în carte? Atunci când scriam volumul 2 din Demoni, Foc, a ars Notre-Dame. Uh-huh. Nu știu cum să zic. N-am făcut-o pentru că era un moment de care trebuia să profit. Pur și simplu am simțit că este ceva ce trebuie să facă parte din cartea asta. Și așa s-a întâmplat. Da, dacă vreți, are legătură cu breaking news-ul, cu breaking news-urile din viețile personajelor din fiecare poveste. Mă surprind și acum, când terminam de scris volumul 3, mă surprind scriind un dialog și râzând, de parcă nu ar fi de la mine din cap, de parcă pur și simplu aș auzi ceva și aș nota și aș râde de oamenii aia, sau demoni, sau vampiri, sau ce sunt ei. Pe bune, chiar ai zis asta? Eu trebuie să mai spun un lucru, că oamenii trebuie să știe lucrurile astea. Laura gândește în limba engleză atunci când scrie. Își traduce singură în cap în limba română. Dar de ce așa? N-are un traducător angajat și scrie lucrurile astea. Mi-aduc aminte perfect de momentele în care jurnalele la o televiziune de știri la care tu ai lucrat. Prima televiziune de știri la care am lucrat. Da. Așa? Erau în limba engleză, citite, cred că și redactate de Laura Nureldin. N-aș putea să-ți spun, dacă vrei să mă întreb de unde mi se trage asta, n-aș putea să-ți spun de unde. Pur și simplu, așa mi se întâmplă. Foarte mulți cititori îmi spun că romanele mele sunt foarte vizuale. Am senzația că citesc un film, mi-a spus cineva. Pentru mine, limbajul cinematografic, asta e, lucrurile la Hollywood se întâmplă, limbajul cinematografic este ăla în engleză. Și atunci... mi-e mult mai ușor să scriu așa. Așa îmi vin, cum spuneam. Mi-e mai greu după aceea să le traduc în română pentru că sunt foarte multe expresii și jocuri de cuvinte și care sunt foarte haioase în engleză sau foarte potrivite. Greu de tradus. Și în română, da, e destul de complicat să le traduc. Ce urmează pentru tine, Laura? În general? Ce planuri ai? Da. Urmează... Drumul spre casă. Da. Viitorul imediat apropiat. Dar urmează Gaudeamus, care începe miercuri. Uh-huh. Urmează întâlnirea noastră de sâmbătă, iată, la ora 14:30, la standul editurii Herc Bennett, acolo unde voi face și o lectură din volumul 3 din Demoni, cel pe care, cum spuneam, tocmai l-am încheiat. Editură care scoate așa ceva. Am observat în ultima vreme. E alături de oameni tineri sau oameni care sunt la început de drum, care scriu literatură fantastică, care scriu și distopii. Da, avusesem niște experiențe, nu în calitate de autor, în calitate de redactor sau de traducător, niște experiențe nu foarte fericite cu niște edituri din România, da. Și nu prea voiam să aud de edituri românești, îmi pare rău, asta este, până când am auzit despre Herc Bennett și am zis hai să fac o încercare, acum ce o să stric un mail, o să-mi zică nu sau nu o să-mi zică nimic și mi-a răspuns Alex Voicescu, intrinsesem în engleză manuscrisul, da, poți să-l traduci, să-l publicăm în română? Vreo două săptămâni a tăcut, eram așa. I-am scris din nou, bună, sunt eu, mai simt minte. Ah, da, îl trimisesem în vară. Răspunsul lui a fost, e ok, dacă îl publicăm în octombrie? Da. Nu, mă mir că nu au chemat vecinii, salvarea, poliția, ceva, dar cât am țopăit și am chiuit și mi-am manifestat bucuria într-un mod foarte expansiv. Să vorbesc eufemistic, dar da, atunci a zis da, de atunci a tot spus da și îi mulțumesc mult pentru asta. Laura, îți mulțumim că ai fost astăzi eu la noi. Ținem pumnii cu tot ce vei face de acum încolo. Și eu vouă. Și ne vedem. Îți mulțumim. Mulțumim, Laura. Iată ce vedeți mai